Salutare, dragi prieteni! Pornim într-o nouă aventură astăzi și vom merge în raionul Șoldănești împreună cu acest Renault Kadjar, care de fapt este și singura mașină cu tracțiune pe puntea față din această serie de reportaje. Totuși are și sistemul Extended Grip, care o face un pic mai bună pe drumuri accidentate și în situații mai complicate și neapărat vom testa acest lucru. Cel mai important este că mergem spre localitatea Vadul Rașcov, care împreună cu Socola formează o comună ceva mai mare. Vom căuta acolo o clopotniță veche, foarte frumoasă, care există acolo în zonă. Vom căuta chiar și ruinile unei cetăți turcești foarte vechi și despre care se spun foarte multe lucruri interesante. Și ba chiar la un moment dat chiar vom intra și printr-un cimitir evreiesc, care este și cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Sud-Est. Deci avem ce să vă povestim în acest reportaj. Fiți alături de noi, nu uitați de Instagram-ul meu și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Dar înainte de a începe, vreau să le mulțumesc colegilor de la Renault Moldova pentru că ne-au oferit această mașină și partenerilor Lucoil Moldova și magazinul X-Style, care a avut grijă inclusiv să am parte de echipament corespunzător pentru aceste expediții. Haideți să începem acum! Dar înainte de a continua acest reportaj, vreau să vă povestesc despre o situație pe care am avut-o de curând cu un prieten. Acesta își dorește tare mult un Ford Mustang decapotabil și în același timp m-a rugat să-i verific această mașină. Am luat VIN codul mașinii pe care l-am găsit pe parbriz și iată, am accesat CarVertical ca să aflu mai multe detalii. Și surpriză, mașina a avut un accident rutier destul de puternic în Statele Unite ale Americii și nimeni nu i-a spus prietenului meu despre asta. Cu CarVertical poți afla mai multe lucruri. În primul rând, dacă a fost lovită, dacă a avut kilometri dați înapoi sau dacă a fost furată în altă țară. Ca să verifici o mașină pe CarVertical, ai nevoie doar de VIN, codul mașinii pe care îl poți găsi sub parbriz, fie pe un stâlp central în partea pasagerului. Odată ce ai acest cod cu ajutorul CarVertical, iată, poți evita astfel de mașini. Am lăsat un link în comentariu. Accesați și voi CarVertical. Și avem de parcurs în jur de 140 de kilometri până la Vadul Rașcov, o zonă, după cum v-am spus, foarte frumoasă. În primul rând am ales să mergem spre, iarăși, drumul spre Rezina, după care facem la stânga spre Șoldănești, iar din Șoldănești deja luăm calea spre Vadul Rașcov. Și uite că acum am intrat pe porțiunea dintre Șoldănești spre Vadul Rașcov. Din păcate nu o să găsiți un drum asfaltat, decât pe o porțiune foarte mică de drum în localitatea Șestaci, care este, uite, între Șoldănești și Vadul Rașcov. Mergem spre Vadul Rașcov ca să vedem frumusețile din zonă și în plus mai sunt și niște istorii extraordinare acolo. La fel cum am spus, o clopotniță veche de câteva sute de ani și foarte interesantă istoria, dar în același timp tragică, cu comunitatea de evrei care au trăit în Vadul Rașcov și cu soarta lor în timpul celui de-al doilea război mondial. Deci avem multe lucruri să vă spunem, dar cred că ne mai așteaptă și câteva surprize pe drum. Kadjarul pe care îl conduc, după cum v-am spus, este singura mașină cu tracțiune față din toate aceste reportaje, 5 la număr. Asta este singura mașină cu tracțiune față. Este o mașină foarte bine dotată, cea pe care o conduc acum, motor de 1,33 de litri și 160 de cai putere, trage foarte bine și am făcut un consum de vreo 6,5 litri la 100 de km parcurși pe drumul asfaltat de la Chișinău până la Șoldănești. În același timp, mașina asta mai este interesantă cu faptul că are opțiunea selectată care se numește Extended Grip. Ideea e că cei de la Renault s-au gândit că odată ce ai tracțiune pe față la o mașină, la un crossover, uneori s-ar putea să fii pus în situații ceva mai grele. De obicei asta se întâmplă iarna sau atunci când plouă tare și lumea mai iese de pe asfalt. Uite, acest sistem Extended Grip, acest pachet în esență, vine cu o tehnologie destul de ok care face ca mașina să pună un pic de frână pe roata care nu prea are aderență și cea care este cu aderență să tragă mai tare și astfel vei reuși să ieși mai ușor din probleme. Nu este un sistem de tracțiune integrală, nu este la fel de eficient ca un sistem de tracțiune integrală, dar în același timp este ceva mai bine și chiar mult mai bine decât o simplă mașină cu tracțiune pe puntea din față. Foarte important este că acest pachet Extended Grip mai vine și cu niște anvelope de la Goodyear care se numesc Vector 4 Seasons, deci sunt niște anvelope all season care le ai deodată pe mașina ta. Scopul principal de a le monta anume pe ele este pentru că au un protector ceva mai agresiv și astfel inclusiv și datorită anvelopelor vei putea să ieși mai ușor din probleme. Faza e că ceea ce mă impresionează pe mine destul de mult acum, am pus, iată, destinația noastră, suntem pe un drum neasfaltat și navigația chiar ne duce până acolo și am verificat și prin alte aplicații și chiar o face corect. Uite, asta este uimitor pentru că cu o navigație dintr-un Kadjar poți ajunge, se pare că, oriunde în țara asta. Mă conving încă o dată că motorul ăsta 1,33 de litri de 160 de cai putere, pentru că mai există și varianta cu 140 de cai putere. Trage foarte bine și, apropo, este un motor care a fost dezvoltat de Renault împreună cu Daimler, deci cu cei de la Mercedes-Benz și în același timp este un motor pe care îl mai putem găsi inclusiv pe modele ca Mercedes-Benz A-Class și B-Class. Prieteni, doar priviți în ce loc frumos am ajuns. Suntem pe dealul din preajma comunei Vadul Rașcov și Socola. Acestea două le puteți vedea în spatele meu sau în dreapta mea, mai bine zis, pe marginea, pe malul râului Nistru. Acolo se situează ele. Noi suntem chiar foarte sus pe stânca acum, deasupra acestor localități. O stâncă care îți deschide o panoramă absolut incredibilă. Eu nu credeam că avem așa ceva în țara noastră. Cel mai tare îmi place, uite, această priveliște, cu Nistrul care pleacă ușor în vale printre dealuri. Este absolut incredibil ce se face aici. Dacă ați vrea să vizitați această zonă, vă sugerez să mergeți și pe partea de jos a stâncii, pentru că pe acolo există o mănăstire veche în stâncă. De fapt, era cândva o mănăstire. Se zice că era cândva o mănăstire în stânca aia acolo. Acum nu mai este nimic, dar în schimb puteți vedea acele încăperi și trebuie să le vedeți pentru că sunt formidabile. Undeva mai departe, sus în deal, pe Nistru, pe partea, pentru că peste mal avem Transnistria, este și orașul Rașcov, care este foarte vechi. Tot acolo se vede și în preajma lui există o stâncă care se vede că s-a desprins mai mulți ani în urmă, mai exact prin anul 1940. O bucată foarte mare de stâncă s-a desprins și a căzut peste câteva case și, din păcate, au decedat și oameni. În același timp, aici, pe Nistru, puteți vedea și o insulă, de fapt vreo două insule în spatele meu, și cumva înfrumusețează și ele acest râu. Arată impresionant să vii aici cu familia, să, uite, să stai la un picnic, dar fără ca să faci grătare pe aici, pe jos și să strici tot. Este incredibil și, bineînțeles, acolo pe margine. Este o înălțime destul de mare. Eu stau mai departe de înălțimile mari, dar totuși să te duci până încolo, lângă cruce, și să privești în zare. Este ceva impresionant. В 140 километров от города Кишинева находится уникальное место, где время останавливается. Отсюда не хочется уходить. Здесь совершенно иная энергетика. Здесь примерно в 15 веке было сформировано небольшое поселение, которое со временем превратилось в тырк, то есть в торговый небольшой центр, местечко под названием Vadul Rașcov. Почему именно Vadul Rașcov? Потому что здесь проходил путь торговый. Он шел примерно в город Львов, а потом и в Европу. На том берегу Днестра находился город под названием Рашков, названный в честь помещика. Возможно, с такой фамилией, как Рашко. Может быть, Рашков. Здесь же была сделана переправа, поэтому это местечко назвали в честь переправы, то есть Vadul Rașcov. Город начал расти, и если присмотреться, то в центре города можно найти практически широченный проспект по две полосы в каждую сторону. Это говорит о том, что огромное количество торговцев со своими повозками здесь проезжало. Постепенно город формировался, и сюда шли огромные переселения и из России, и из Польши еврейского народа. Был период времени, когда количество еврейского населения здесь составляло то ли 70, то ли 80% от общей численности этого поселения. Поэтому именно здесь сегодня можно найти огромное кладбище. Около 5000 могильных плит, которые напоминают нам о том, что здесь жило огромное количество еврейского народа. Сегодня некоторые считают это кладбище одним из крупнейших в Восточной Европе. Помимо того, что здесь жили евреи, это родина множества поэтов, интересных, талантливых людей, среди которых был Дмитрий Матковский. Поэт, писатель. Его сестра смогла воссоздать эпоху, когда он здесь жил. Она сделала музей и до сих пор здесь читает его стихи. Если посмотреть от нас вниз, прямо под нами, возможно, когда-то находился один из крупнейших скальных монастырей в Молдове. Это менее исследуемое место. Меньше всего сюда приезжало археологов, ученых, чтобы исследовать. Насчет монастыря вопрос еще остается открытым. Но то, что в этих скальных местах, в этих углублениях в скалах прятались люди во время набегов полчища татар, турок, это факт. Еще немного дальше отсюда, между селами Сокола и Vadul Rașcov, когда-то в Средневековье находилась крупная крепость, турецкая крепость под названием Возия, которая, к сожалению, была разрушена и забыта. Это произошло по той простой причине, что после взятия этой крепости русской армии здесь началась чума, и русские солдаты во избежание заражения ее покинули. Через некоторое время произошел облом скалы, и таким образом крепость исчезла. Там, на вершине скалы, где открывался большой и красивый вид, Константин рассказывал про обвалившийся кусок скалы. И именно с этого места его видно лучше всего. При закате он превращается из белого цвета в красный. Это произошло давным-давно, когда Днестр поднялся достаточно высоко, и за счет этой сильной влаги этой скале пришлось обвалиться большим куском. После этого был еще небольшой обвал. Это непростой город на том берегу реки. Мы находимся в Vadul Rașcov, а там как раз находится город трех религий – Рашков. С одной стороны действует католический собор до сих пор. Рядом находится заброшенная синагога, примерно в 3 этажа. И еще здесь можно увидеть православную церковь. Многие говорят, что эта церковь была основана дочкой Василия Лупу Руксандрой, которая здесь выходила замуж за сына Богдана Хмельницкого. И ей же и принадлежали потом эти земли. Iată o tradiție frumoasă din localitatea Vadul Rașcov. Femeile de foarte mulți ani spală hainele anume în acest loc. Este un izvor, apa căruia curge în vale și uite, ele spală pe o piatră foarte veche hainele de foarte mulți ani. Doamna din spatele meu mi-a spus că și mama ei și bunica ei toate spălau hainele aici. Și că iarna apa este mai caldă decât acum vara, pentru că vara este mult mai rece. Uite așa o tradiție frumoasă. În mijlocul secolului XIX, în satul Pădurașcov se așează 500 de familii evreiești. Erau 7 sinagogi. Evreii se îndeletniceau cu comerțul. Aveau abatori de animale, făceau cârnați acolo, aveau croitorii, cizmării, era bancă. Și în timpul războiului, nemții au avut harta unde au fost amplasați evrei și au fost bombardați. Și de aceea a fost distrus, toată partea aceea a fost distrus. Dar dumneavoastră ați mers pe drumul pavat care duce înspre izvor, dumnealor n-aveau apă potabilă acolo și veneau cu căruța și aduceau apă. De aici locuitorii din sat lucrau la dânsii, la magazine, la astea și le duceau și apă. Ei cumpărau apă de la noi. De aici făceau limonadă. Asta era comerțul lor, vinderea limonadei. Astea. Și de ce dumnealor, ca iarna era foarte greu de dus pentru că este puțin deal acolo, înseamnă că dumnealor au făcut un drum pavat. Ați văzut că drumul este pavat acolo ca să vină. Dar locuitorii folosesc izvorul și pentru a spala hainele. De mult spală și iarna și vara, anul împrejur spală acolo. Animale pentru a da pe vitele, cai, toate astea, toți se duc acolo la asta. Este făcut din la turci. În anul 2011, la 20 octombrie, se deschide Casa Memorială Dumitru Matcovschi, la prima ediție a Festivalului de Cântec și Poezie Dumitru Matcovschi. La deschiderea muzeului a participat și singur poetul. Sărătăcit în vreme, s-a preschimbat în stea, sărmană și icoană copilăria mea. Când a venit domnul Dumitru la deschiderea casei muzeu, dumnealui prima dată a intrat aici, în casă, s-a așezat pe pat. Știți, dumnealui avea baston, porta bastonul și a spus: mamă, eu am venit acasă. Aici vedeți arborul genealogic a familiei Matcovschi. Mama Eudochia și bunel Leon. Este Dumitru Matcovschi, soție Alexandrina și două fete, Dumitrița și Adriana. Mama Eudochia și tata Leon. Acesta este un desen făcut de copii din satul Vadul Rașcov. Este din poezia lui Dumitru Matcovschi, Două toamnele. Un bătrân și o bătrână trec pe alei Catinel, ea cu un trandafir în mână, el cu o crizantemă. Мы находимся с вами на том самом еврейском кладбище в Вадул-Рашкове. Вокруг, если посмотреть, не хватает даже взора, чтобы охватить всю территорию, которую занимают эти могильные плиты. Не только жители села Вадул-Рашков были похоронены, еврейские жители, естественно, здесь, а сюда сводились многие люди из соседних сел, которые относились к еврейскому народу, и поэтому оно такое огромное. У них были свои методы погребения, которые отличались от православных, поэтому им всегда выделялись отдельные территории под эти кладбища. Это не единственное кладбище в данной округе. За Днестром, возле города Рашков, находятся аналогичные, но немного меньших размеров. До сих пор хранятся плиты, хранится память о еврейском народе. Правда, говорят местные, ни одного еврея не осталось в этом селе. Но многие родственники по-прежнему приезжают сюда, чтобы навестить свои могилы. Правда, это не очень популярно. Мы находимся у старинной башни, которая ранее являлась входом на территорию церкви. За этой башней находился двор церкви Святого Николая. Церковь была деревянной. Была построена, возможно, в 15-м, возможно, в 16 веке. Но самое главное, что примерно в конце 18 века она была сожжена во время нападения. Но башня, построенная из камня, которого здесь достаточно сохранилось и по сей день, является одной из старейших в этом регионе. Кто-то говорит, что она была перестроена в 19 веке, кто-то говорит, что она сохранилась с самого 15 века. За этой башней остался двор, который никто не трогает. Там находятся могильные плиты священников и других духовных людей, которые работали, служили в этой церкви. Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul acestui reportaj. Eu sper tare mult că v-a plăcut tot ce v-am arătat. Eu am rămas impresionat de priveliștea care s-a deschis de pe dealul de la Vadul Rașcov. O priveliște minunată. Nu am mai văzut așa ceva în Moldova. Bineînțeles, mi-a plăcut să văd și doamna cum spăla în mod tradițional hainele la acel izvor. Iarăși, istorii destul de mici, dar care fac cumva țara asta un pic mai frumoasă și, bineînțeles, pe oamenii care trăiesc aici. În același timp, mă bucur că am avut lângă mine această mașină care, împreună și datorită sistemului Extended Grip, uite că ne-am descurcat chiar și pe drumuri ceva mai proaste, dar a făcut față, mai ales că a mers în mare parte pe drumuri neasfaltate și uneori un pic mai greu accesibile. Nu uitați să vă abonați la Instagram-ul meu ca să vedeți multe poze și stories de pe la filmări și, bineînțeles, să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Și în același timp le mulțumesc prietenilor de la Renault Moldova care ne-au ajutat cu mașina și, bineînțeles, partenerilor noștri Lucoil Moldova, cei care sunt cu noi de foarte multă vreme, și magazinul X-Style care ne-a ajutat cu echipament pentru aceste filmări și pentru acest proiect. Vă mulțumesc tare mult, până data viitoare, aveți grijă de voi! Pa, pa!